O veste tristă care a venit ca un fulger. Viceprimarul municipiului Hunedoara, Cătălin Olar, a plecat la cele veșnice sâmbătă dimineață, la doar 47 de ani. Acesta s-a stins din viață la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara. Viceprimarul municipiului Hunedoara, Cătălin Olar, a încetat din viață din cauza unei probleme de sănătate. Primarul municipiului Hunedoara spune că a pierdut nu doar un om deosebit, ci și un prieten. Astăzi am pierdut un om deosebit, un prieten, un activist pentru orașul nostru. Ne găsim cu toții cât mai greu cuvintele în acest moment și nu putem decât să spunem Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Cătălin, o să ne lipsești foarte mult. Cătălin Olar era avocat de profesie și absolvise și facultatea de teologie. În 2016 a fost ales consilier local, dar a renunțat la mandat pentru postul de director al Casei de Pensii Hunedoara. După alegerile din septembrie 2020 a devenit din nou consilier local și a fost ales viceprimar al municipiului Hunedoara. Trupul neînsuflețit este depus la Biserica Sfântul Nicolae din Hunedoara. Înmormântarea va avea loc marți 31 ianuarie la ora 13.